Bună dimineața, stimați reprezentanții mass media. Vă mulțumesc mult că ați dat curs invitației Asociației Promulex de a participa la această conferință de presă dedicată lansării misiunii de observare a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. Alegerile locale din acest an sunt al 8-lea scrutin de acest tip organizat în Republica Moldova, iar pentru noi Promulex va fi al 4-lea de acest gen pe care îl vom monitoriza. Totodată precizăm că suntem deja la 25-a misiune de observare pe care o organizăm în Republica Moldova, începând cu 2009. Obiectivele misiunii de observare sunt evaluarea în timp real a proceselor electorale și informarea societății cu privire la tendințele pozitive și negative atestate în acest sens, dar și prevenirea eventualelor încălcări a legislației electorale și responsabilizarea actorilor electorale. De asemenea, în mod tradițional, misiunile de observare organizate de Promulex ne servesc ulterior pentru formularea propunerilor de îmbunătățire a legislației electorale și conexe, precum și a practicilor în acest domeniu. Metodologia noastră de observare se bazează pe standardele internaționale în domeniu și presupune observarea atât pe termen lung a procesului electoral, cât și pe termen scurt, adică în ziua alegerilor. Promulex va avea implicați în această misiune de observare echipa centrală, compusă din circa 20 de persoane, 40 de observatori pe termen lung care vor fi detașați în teritoriu pentru o perioadă de 3 luni de zile și în ziua alegerilor vom asigura acoperirea a 100% din secțiile de votare din municipiul Chișinău și din municipiul Bălți, iar în restul teritoriului țării vom avea peste 200 de secții de votare unde vor exista observatori statici în fiecare secție câte o persoană. De asemenea, vom avea 140 de observatori grupați în 70 de echipe mobile care vor acoperi alte secții de votare decât cele în care vor fi observatorii statici în ziua alegerilor. Toți observatorii Promulex sunt instruiți în cadrul seminarilor organizate de misiune de observare. Aceștia de asemenea semnează un cod de conduită și își asumă să urmeze operativ, cu bună credință și în mod non-partizan. Misiunea Promulex va elabora 5 rapoarte intermediare de observare a alegerilor și un raport final. În ziua alegerilor vom avea comunicate de presă și conferințe de presă. De asemenea, vom realiza numărarea în paralel a voturilor, după cum spuneam, pentru municipiile Chișinău și municipiile Bălți, așa cum vom realiza o acoperire de 100% în aceste două localități. Misiunea de observare este realizată cu sprijinul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID în cadrul programului Democrație, Transparență și Responsabilitate, implementat de Asociația Promulex, precum și cu suportul Uniunii Europene prin proiectul Consolidarea cadrului legislativ, electoral și evaluarea implementării acestuia în timpul alegerilor locale generale din 2023. Pe lângă lansarea misiunii, voi prezenta în continuare primul raport de monitorizare ce cuprinde perioada 1 ianuarie 2023 și până la startul procedurilor de desemnare a candidaților, care de fapt va începe mâine. Deci mâine începe perioada de desemnare a candidaților la funcțiile elective pentru circumscripțiile electorale din nivelul 2. Constatările și tendințele principale din actualul raport se referă la contextul social-politic și legal al scrutinului local general, la activitatea organelor electorale și activitățile cu impact electoral ale potențialilor candidați. De asemenea, în raport veți găsi descrise metodologiile și obiectivele observării finanțării campaniei electorale, dar și a monitorizării discursului de ură. În acest sens, uitați-mi să precizez mai devreme, alți 7 monitori vor fi implicați în cadrul unei echipe care va fi dedicată specific acestui efort de monitorizare a discursului instigator la ură. Câteva cuvinte despre contextul social-politic, dar și cadrul instituțional al acestor alegeri. Deci, la alegerile locale generale din acest an vor fi aleși 898 de primari și peste 11.000 de consilieri locali, precum și 1.086 de consilieri raionali sau municipali. Comparativ cu alegerile precedente, numărul consilierilor locali care urmează a fi aleși s-a micșorat cu 522 de persoane, fiind vizate în acest sens cel puțin 232 de localități, adică circa 26% din localitățile țării.
Cauzele acestui fenomen sau acestei situații țin de micșorarea continuă a numărului locuitorilor, dar și modificarea legislației. În acest sens, vom preciza că, începând cu acest an, datele Registrului de Stat a Populației, prin intermediul CEC, servesc drept sursă de informare pentru stabilirea numărului de consilieri care vor fi aleși în fiecare localitate, fie din nivelul 1 sau din nivelul 2. Anterior, aceste date erau furnizate de către statistică, de către Biroul Național de Statistică. De aici, iarăși, repetăm, posibil să fie și o parte din aceste modificări semnificative. De asemenea, nu putem să nu vorbim în sensul contextului social-politic și despre dinamica însăși a vieții politice din țară. Deci, din 2019 până în 2023, foarte multe lucruri s-au schimbat în acest sens. Un partid politic a venit la guvernare cu o majoritate absolut confortabilă în Parlament, având 63 de mandate. Același partid, într-un bloc electoral acum, a câștigat alegerile în 2019 împreună cu partenerii din bloc, dar a câștigat și alegerile prezidențiale din 2020. Avem schimbări în acest sens evidente. Iar aceste schimbări au influențat, dacă vreți, inclusiv și dinamica vieții politice în cadrul Parlamentului, dar și în cadrul altor instituții, inclusiv la nivel local. În acest sens, vom observa că comunicarea dintre putere și opoziție, spre exemplu, în Parlament, a fost una deficitară, guvernarea fiind vinovățită de monopolizarea procesului legislativ și invers, opoziția fiind acuzată de faptul că nu se implică plenar în procesul de legiferare. Tocmai din acest punct de vedere, considerăm că alegerile locale generale ar putea însemna inclusiv și un test de credibilitate, sau dacă doriți, sau un test al nivelului de sprijin pentru partidele parlamentare, în primul rând, pentru că tocmai acestea, fiind la putere, în speță PAS, au avut cea mai mare influență, să spunem așa, asupra vieții social-politice. Cu puțin timp înainte de începutul perioadei electorale, Curtea Constituțională, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, a declarat neconstituțional un partid politic. La originea cauzei se află sesizare depusă în noiembrie 2022 de Guvernul Republicii Moldova. Știm că este vorba despre partidul Șor, care a fost declarat neconstituțional, deci este o premieră în istoria noastră. De asemenea, conform informației publicate de Comisia Electorală Centrală, vom avea în acest scrutin, sau vor avea dreptul de a se implica în aceste alegeri, de a înainta candidați 60 de partide politice. În 2019 au fost, spre exemplu, 46 de partide politice care au înregistrat 46 au fost în total, iar 28 au participat la alegeri, dintre care 23 au fost au obținut și ceva rezultate la funcțiile de consilier sau primar. Obținerea la 23 iunie a statutului de țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană, de asemenea, este un element important al contextului social-politic din țara noastră. În acest sens, în avizul Comisiei Europene vom reaminti despre faptul că avem inclusiv acel angajament numărul 2 care viza reforma electorală și în total fiind 9 angajamente pe care autoritățile încearcă să le implementeze în prezent. Desigur că aceste lucruri la fel ridică anumite sau provoacă, creează anumite modificări în legislație, în dinamica social-politică și dat fiind faptul că este un proces care în continuare este destul de disputat, așa cum arată sondajele de opinie în Republica Moldova. Desigur că ne așteptăm să fie și cu un impact asupra alegerilor locale generale. Deci, dacă spuneam despre scindare, trebuie desigur să amintim inclusiv că avem o falie și în aspectul geopolitic, după cum spuneam, dar această falie pare să fie îngroșată, dacă doriți, și de războiul de agresiune a Federației Rusie împotriva Ucrainei, iar contextul de securitate, desigur că și-a lăsat o amprentă asupra Republicii Moldova, după cum știm, de la începutul perioadei, de la începutul războiului, avem o stare continuă, sau suntem în stare continuă de stare de urgență, care deja a fost prelungită de 8 ori.
Un aspect important în contextul social-politic este să menționăm și despre evoluția apartenenței politice a aleșilor locali, ori în mod tradițional, așa cum vorbim și la alegerile parlamentare, dar am vorbit anterior și în cadrul altor alegeri locale monitorizate, tendința sau problema cronică de, eu știu, traseism politic sau de racolare a aleșilor locali persistă și în această campanie sau persistă și în această perioadă electorală. În acest sens au fost mai multe învinuiri expuse în spațiu public de racolare a aleșilor locale. Este vorba de acuzații, spre exemplu, din partea unor partide precum PLDM în adresa PAS sau învinuirile partidului PSDE la adresa partidului PDCM și a PAS sau a partidului socialiștilor în adresa lui Ilan Șor și a partidului Renaștere. Deci toate acestea creează un context pe care vrem noi sau nu vrem, dar încă o dată influențează asupra modul în care se desfășoară deja perioada electorală, iar ulterior și campania sau agitația propriu-zisă. Încrederea, totuși, în pofida la tot ce am spus mai sus, încrederea în autoritățile publice locale rămâne a fi printre cele mai înalte, chiar bate de departe încrederea în autoritățile publice centrale. Deci în jur de 55% din cetățeni, conform sondajelor de opinie, declară că au încredere în administrația publică locală. Ceea ce este un indicator foarte bun și cumva tradițional deja pentru Republica Moldova. Un alt aspect sau un ultim aspect care ține și poate influența sau poate afecta contextul social-politic al acestui scrutin este și reforma organizării administrativ-teritoriale. Pe parcursul ultimului an de mandat aleșilor locali, guvernul a aprobat strategie de reformă a administrației publice locale pentru anii 2023-2030. O componentă importantă a acestei reforme este și reforma administrației publice locale. Astfel se propune că până în 2027, prin amalgamare voluntară, iar din 2027, prin amalgamare normativă, să fie soluționate problema fragmentării excesive a unităților administrative teritoriale din nivelul 1, precum și să fie consolidate capacitățile administrative ale acestora. Rezolvarea acestei probleme a fost tergiversată foarte mult și în acest sens este salutabilă intenția autorităților de a rezolva astfel de probleme. Totuși, noi constatăm că la acest subiect nu este o poziție consolidată a clasei politice și, respectiv, însăși problematica dată ar putea să fie una, iarăși, foarte discutată în contradictoriu, inclusiv în campanie electorală. Acestea au fost elementele contextului social-politic pe care tradițional îl reflectăm în rapoartele noastre de monitorizare. În continuare, câteva aspecte ce țin de cadrul legal și modificările la legislația electorală care au survenit în această perioadă. În primul rând, trebuie să spunem că alegerile locale generale din acest an vor fi primul scrutin organizat în baza prevederilor codului electoral nou. Așa cum spuneam, avem un cod nou care practic întrunește sau realizează una deja din condiționalitățile sau din acele angajamente pe care Republica Moldova și le-a luat în parcursul său spre Uniunea Europeană. În opinia Promulex, majoritatea modificărilor aduse codului electoral sunt benefice, urmărind soluționarea problemelor reflectate anterior în rapoartele emisiunilor de monitorizare, atât a observatorilor naționali, dar și internaționali, precum și în adresele Curții Constituționale, dar și în opiniile Comisiei de la Veneția. Procesul de consultare publică s-a desfășurat conform prevederilor legale și a fost unul în general deschis, participativ și inclusiv. Totuși, regretăm că în cadrul Parlamentului nu s-a ajuns la un consens larg cu implicarea opoziției cu privire la modificările fundamentale din noul cod electoral. Promulex a fost implicat plenar în procesul de îmbunătățire a legislației electorale și conexie. Este vorba în special de participarea la procesul de consultare publică, atât pe platforma Comisiei Electorale Centrale, cât și pe platforma parlamentară. Dar a oferit și suport logistic pentru organizarea evenimentelor publice de consultare. În continuare, ar vrea să menționez câteva aspecte de ordin general, dar și alte aspecte specifice organizării alegerilor locale și, în acest sens,
doar cu titlul de informare, pentru că le găsiți mai detaliat, analizate, prezentate în raport, voi menționa următoarele. În primul rând, în codul electoral este prevăzută posibilitatea de a avea alegeri pe parcursul a două zile în anumite circunstanțe obiective. De asemenea, a fost permanentizat mandatul membrilor CEC și a președinților Consiliilor Electorale de Circunscripție. A fost consolidat rolul Comisiei Electorale Centrale în supraveghere și controlul finanțării campaniilor electorale și a activității grupurilor de inițiativă. Au fost aduse modificări restricțiilor ce țin de agitația electorală. Au fost detaliate procedurile judiciare, a fost excluși concurenții electorali din categoria subiecțiilor cu drept de a solicita acreditarea observatorilor. De asemenea, a fost stabilită o dată fixă pentru organizarea și desfășurarea alegerilor locale, deci este o premieră în Republica Moldova, pentru că de fiecare dată era această dilemă când vor avea loc alegeri locale, dacă Parlamentul nu reușea sau nu dorea să se întrunească, să stabilească data alegerilor, se putea tărăgâna foarte mult. Ei, noi am reușit să convingem autoritățile împreună cu Comisia Electorală Centrală să avem clar stabilită această dată în codul electoral. Și mai bine zis, avem două date, este vorba de ultima duminică din luna octombrie sau prima duminică din luna noiembrie, dintre care ulterior Comisia Electorală Centrală alege o dată și decide în acest sens. De asemenea, a fost uniformizată durata campaniei electorale, în acest sens toți concurenții electorali înregistrați urmează să înceapă și să desfășoare agitația electorală în condiții egale. Au fost modificate condițiile speciale pentru a fi ales primar, dar și au fost aduse anumite, eu știu, bariere, dar în sensul pozitiv le zic eu bariere acum, pentru migrația artificială a alegătorilor în alegerile locale, pentru că am avut și acest fenomen în 2015, în 2019, despre care am vorbit. De asemenea, au fost introduse condiții de valabilitate pentru turul 2 de scrutin, cu acest fapt am fost în dezacord cu autoritățile și la fel am fost în dezacord cu autoritățile în ceea ce privește acordarea dreptului Consiliilor Electorale de Circunscripție de a confirma sau infirma legalitatea alegerilor locale și a referendumurilor locale. Un alt aspect la care iarăși Promolex s-a implicat activ a ținut de adoptarea actelor normative necesare pentru organizarea și desfășurarea alegerilor. Comisia Electorală Centrală a avut la dispoziție 6 luni de zile pentru a reînnoi acele regulamente sau pentru a adopta noi regulamente pentru implementarea codului electoral nou. În acest sens, vom atrage atenția că instituția nu a reușit să se încadreze în acest termen până la 1 iulie, adică și din păcate, nu toate regulamentele ce urmau a fi adoptate erau deja disponibile la începutul perioadei electorale. Până la 7 august, autoritatea a publicat pentru consultare publică 36 de acte normative, însă doar circa 20 de hotărâri au fost adoptate în acest sens. Cu privire la alte modificări care au fost aduse legislației electorale, pentru că, din păcate, Parlamentul nostru nu s-a putut abține, să spunem așa, și a mai adus modificări chiar și după ce a fost stabilită data alegerilor, modificări care au intrat în vigoare la 18 august, după ce a început chiar perioada electorală. În acest sens, la 10 iulie, Parlamentul a registrat, iar la 31 iulie deja a și votat în lectura a doua, proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative, care vizau implementarea unor considerente ale hotărârii Curții Constituționale privind controlul constituționalității partidului politic ŠOR. Legea a intrat în vigoare, după cum spunea, la 18 august și totuși noi am recomandat autorităților, după ce au avut loc inclusiv dezbateri în cadrul Parlamentului, să transmită legea și Comisiei de la Veneția pentru examinare. Acest lucru a fost făcut, este un aspect pozitiv și din câte cunoaștem, Comisia de la Veneția are planificat pentru începutul lunii octombrie să vină cu un aviz. Tot astăzi am aflat că urmează și Curtea Constituțională în 14 septembrie deja să se expună pe acest aspect. De aceea suntem optimiști în sensul în care ne-am exprimat anterior îngrijorarea cu privire la
predictibilitatea procedurilor de desemnare care vor demara a candidaților care trebuie să demareze deja pe 6 septembrie și în acest sens, desigur că este binevenit ca să avem o claritate din partea Curții Constituționale și să poată fi asigurate condiții pentru toți concurenții sau potențialii concurenți egale. Totuși vom vorbi și despre subiectul nemijlocit al acestor modificări, pentru că nu doar procedura este importantă, în acest sens proiectul de lege menționat mai sus a venit cu mai multe amendamente, dar cel mai problematic și discutat amendament în societate a fost cel de la litera E, alineatul 2, articolul 16, care vizau sau introduceau anumite restricții pentru drepturile electorale. În opinia Asociației Promulex, în raport cu membrii organului executiv al partidului politic declarat neconstituțional, o măsură de restricționare temporară a dreptului de a fi ales ar putea fi justificată. Însă, în raport cu persoanele care ocupau funcții elective la acea dată a hotărârii Curții Constituționale, această măsură nu poate fi justificată decât dacă se demonstrează vinovăția individuală a fiecărei persoane. Altfel spus, pledăm sau milităm pentru asigurarea unor măsuri proporționale în funcție de răspunderea fiecărei persoane în cadrul partidului. Vom vedea, după cum spuneam, și care va fi hotărârea Curții Constituționale în acest sens. De asemenea, prin acel proiect de lege introdus la 10 iulie și votat la 31 iulie, au fost aduse și alte amendamente codului electoral. În acest sens, cel mai important sau un alt aspect important despre care ar trebui să vorbim ar fi însă și faptul că competența organelor electorale de a constata faptele de corupere a alegătorilor a fost introdusă în cod. Această constatare poate servi drept temei pentru anularea înregistrării subiectului electoral. Altfel spus, organele electorale care vor înregistra concurenții electorali vor fi capabili, vor avea dreptul să examineze sesizări, contestații legate de problema corupirii alegătorilor, să vină cu o hotărâre în acest sens și concurentul respectiv ar putea să fie scos din cursa electorală. Problema care noi o vedem aici constă în faptul că astfel de fapte ar trebui constatate într-un proces penal, iar coruperea alegătorilor este o faptă de ordin penal și nu reprezintă sau nu se pretează unui proces de contencios administrativ. În plus, ar putea exista și anumite îngrijorări în privința aplicabilității acestor norme. Acestea sunt principalele aspecte ale cadrului legal, care iarăși sunt foarte importante pentru a înțelege de ce și cum se întâmplă anumite lucruri în campania electorală și în perioada electorală. Organele electorale, câteva cuvinte în acest sens. Acest scrutin este primul organizat la nivel național de către actuala componență a Comisiei Electorale Centrale. Responsabilitatea lor, desigur, este cu atât mai mare în condițiile în care, iarăși, amintim despre faptul că se organizează în condițiile unui cod electoral nou. Potrivit instituției, aceasta deja a devenit ținta unei campanii de denigrare promovată de anumiți factori sau actori politici, potrivit ce că aceste acuzații ar fi nefondate. În ceea ce privește hotărârile adoptate de Comisia Electorală Centrală în această perioadă, de la începutul sau de la data stabilirii zilei alegerilor, deci la 4 iulie, cu 124 de zile înainte de ziua alegerilor, CEC a stabilit data alegerilor locale generale. În general, CEC a aprobat 11 hotărâri, inclusiv cea cu privire la calendarul sau programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale. De asemenea, vom reține că în contextul adoptării hotărârii CEC cu privire la stabilirea mandatului, numărului mandatelor de consilier local, instituția a transmis cel puțin de 7 ori adresări în adresa Agenției Servicii Publice pentru reverificarea numărului de locuitori la cererea unor primari din unele localități. O autoritate publică chiar a solicitat CEC să modifice numărul de consilieri pe motiv că datele prezentate de ASP primăriei respective diferă de datele furnizate de același ASP către CEC. Vorbim aici, cum spuneam mai sus, despre situația în care Comisia Electorală Centrală este cea care stabilește numărul de mandate care vor fi ales la nivel local
nivelul 1 și nivelul 2. Deci, problema care o vedem noi aici, și în primul rând, aș vrea să precizez faptul că, de principiu, Promolex a susținut această modificare în sensul vorbit mai sus, ca datele de referință să fie cele prezentate de Agenției Servicii Publice, dar totuși ce aici constatăm este faptul că nu există o transparență deplină a datelor, iar în acest sens, în raport, avem chiar și o recomandare în adresa Agenției Servicii Publice de a publica aceste date dezagregate pe niveluri ale administrației publice locale, astfel încât să putem avea informația din prima sursă pentru a compara, pentru că informația, așa cum noi am văzut-o, am găsit-o pe pagina Comisiei Electorale Centrale și, după cum spuneam, nu toată lumea este de acord cu acele informații care le găsim pe pagina Comisiei Electorale Centrale. Unele aspecte problematice privind aplicarea regulamentului, privind modul de furnizare și distribuire, dar și difuzarea publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, la fel au stârnit anumite discuții în spațiu public. În contextul implementării de către CEC a normelor legale respective, în perioada electorală, în spațiu public au apărut discuții privind capacitățile și competențele autorității relevante în domeniu. Amintim că prevederile în cauză sunt stabilite la nivel de lege prin articolul 17 alineatul 2 din legea cu privire la publicitate și articolul 90 alineatul 4 din codul electoral. De asemenea, vom preciza că, deși legea a intrat cu mult timp deja în vigoare, guvernul însuși nu a întreprins măsurile necesare pentru a pune în aplicare legea cu privire la publicitate, unde găsim aceste mesaje de interes public. Și, practic, doar Comisia Electorală Centrală s-a pomenit în perioada electorală cu această responsabilitate pe umerii săi, fără să existe deja o practică și o înțelegere clară cum urmează să fie asigurată aplicabilitatea acestei norme, pentru că, iarăși reamintesc, guvernul avea responsabilitatea, în termenul legal stabilit, să creeze anumite mecanisme, inclusiv un consiliu în acest sens. Cu privire la procedurile judiciare, câteva cuvinte. Codul electoral nou detaliază, într-o manieră mai explicită, procedura de depunere și examinare a contestațiilor privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Promolex a apreciat pozitiv noile modificări privind forma, conținutul, perioada de depunere a contestațiilor, etc. În adresa CEC, în perioada monitorizată, din data anunțării zilei alegerilor, adică din 4 iulie, noi am constatat că instituția a aprobat deja cel puțin 4 hotărâri cu privire la sesizările depuse în context electoral. Sesizările respective au venit din partea inspectoratelor de poliție, dar și a unor partide politice și vizează în principal difuzarea și distribuirea materialelor publicitare. În acest context, în scopul unei informări mai bune a actorilor interesați, noi recomandăm Comisiei Electorale Centrale să asigure publicarea pe pagina sa web a tuturor contestațiilor și sesizărilor înregistrate în cancelare. Precizăm că am avut anumite dificultăți în identificarea acestor sau unor documente de acest fel pe pagina Comisiei Electorale Centrale. La fel, ca să nu pierd din vedere, voi menționa și câteva aspecte care țin de combaterea utilizării resurselor administrative. La modul practic, CEC s-a implicat sau se implică destul de activ în acțiunile de asigurarea cadrului legal în acest sens. Pe de o parte, acest efort ar putea contracara tentativele de utilizare a resurselor administrative. Pe de altă parte, aprobarea regulamentului cu doar 3 zile înainte de începere perioadei electorale, în tandem cu insuficientă comunicare proactivă a instituției cu aleșii locali pe acest subiect, a creat o stare de incertitudine privind comunicarea acestora cu membrii comunității în perioada electorală. Vorbim despre același regulament despre care am pomenit mai sus, cu privire la modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, pentru că problema respectivă ține inclusiv și de posibilitatea de a utiliza, de a face abuz de resurse administrative în perioada electorală. Două cuvinte doar despre acreditarea observatorilor. Noul regulament privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a fost aprobat abia la 25 august 2023. Între timp, CEC a și aprobat două hotărâri privind acreditarea observatorilor. Este vorba de doi observatori
internaționali și 58 de observatori naționali din partea Asociației Promulex. În opinia noastră, chiar dacă regulamentul urma să fie aprobat până la începutul perioadei electorale, procesul propriu-zis de acreditare nu a fost afectat. Refuzuri de asemenea de acreditare nu au fost constatate. Câteva cuvinte și despre registrul de stat al alegătorilor și listele electorale. Noi apreciem practica CEC de a publica periodic datele din registrul de stat al alegătorilor. Mai mult decât atât, nu este doar o practică, dar aceasta este deja și o normă în regulamentul corespunzător al Comisiei Electorale Centrale și salutăm faptul introducerii acestei norme în regulament, pentru că, într-adevăr, până la introducerea în regulament, era o practică, o bună practică pe care de fiecare dată am salutat-o. Totuși, dacă să vorbim despre unele date statistice, vom constata că, raportat la 1 iunie 2022, vedem o creștere de peste 19.000 de legători astăzi, iar față de 2019 cu peste 15.000 de legători în listele electorale. De asemenea, constatăm că a scăzut numărul de legători care au dreptul și vor putea vota în cadrul alegerilor locale cu peste 47.000. Deci aceste fapte se datorează în principal majorării numărului de alegători din stânga Nistrului, dar și a cotei alegătorilor fără domiciliu sau fără viză de domiciliu sau reședință. Au fost introduse și anumite restricții speciale ale dreptului de vot. Potrivit articolului 160 alineatul 2 din Codul Electoral, la alegerile locale cetățeanul trebuie să aibă domiciliu sau reședință temporară înregistrată cu mai mult de 3 luni până la data primului tur de scrutin, adică până la 5 august 2023. Introducerea acestei restricții se regăsește printre recomandările Promulex, care au avut drept scop eradicarea migrației artificiale a alegătorilor. Măsura respectivă a fost promovată și de misiunile internaționale de observare a alegerilor. De asemenea, Comisia de la Veneția a apreciat această măsură în avizul său drept o precauție rezonabilă pentru integritatea alegerilor locale. Și în acest sens, la fel, salutăm faptul că Comisia Electorală Centrală a revenit ulterior și a precizat în regulamentul său cu privire la administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, anumite situații de admisibilitate, pentru că modul în care este prevăzută norma în cadrul legal primar ridica anumite interpretări și este foarte binevenită această intervenție în cadrul secundar, adică în regulamente. Astfel, în cazul în care alegătorul are și domiciliu și reședință temporară, dar termenul acesta este mai mic de 3 luni, alegătorul este inclus în lista electorală la secția de votare unde și are domiciliu. De asemenea, în cazul în care alegătorul a avut domiciliu sau reședință temporară pe un termen mai mare de 3 luni până la data primului tur de scrutin, dar și-a modificat domiciliu sau reședință temporară în hotarele aceleși unități administrativ-teritoriale din nivelul 1, cu mai puțin de 3 luni până la data primului tur de scrutin, acesta de asemenea va fi inclus în lista electorală la secția unde are domiciliu sau reședință temporară. Sunt importante aceste precizări pentru că noi am venit cu un comunicat public în acest sens și am atras atenția autorităților asupra necesității de a interveni pentru a nu crea situații care ar duce la limitarea dreptului de vot pentru anumite categorii de cetățeni. De asemenea, Parlamentul a intervenit prin acele modificări pe care le-a făcut pe ultima sută de metri în sesiunea precedentă și a prevăzut posibilitatea pentru studenți și elevi cu drept de vot care au înregistrare la domiciliu sau la reședință temporară de mai puțin de 3 luni până la data primului tur de scrutin. Deci, le se va permite să voteze în alegeri, fiind incluși în listele suplimentare din localitatea în care își fac studiile. Această situație este clară în sensul în care studenții au venit la 1 septembrie, termenul este mai mic de 3 luni, mulți dintre ei probabil vor avea viză de reședință în Chișinău, în Bălți, în alte localități în care își fac studiile și, de principiu, salutăm această intervenție a deputaților, chiar dacă, spuneam, a intervenit sau a venit pe deja ultima sută de metri a activității legislative și cumva s-a făcut în perioada electorală a intrat în vigoare această normă.
Câteva cuvinte despre potențialii concurenții electorali, în primul rând despre desemnarea candidaților. Potrivit calendarului electoral, procedura de desemnare a candidaților pentru funcții elective urmează să înceapă, după cum spuneam și anterior, la 6 septembrie 2023 pentru funcțiile de nivelul 2 și la 26 septembrie pentru administrația publică locală sau pentru funcțiile de nivelul 1. Contrar celor expuse mai sus, începând cu luna octombrie 2022 și până în prezent, doar pentru primăria municipiului Chișinău au fost identificate cel puțin 13 partide politice care au declarat public cine sunt reprezentanții care vor fi înscriși sau propuși în cursa electorală pentru funcția de primar. Prin urmare, constatăm că procedura de desemnare a candidaților în formatul prevăzut de codul electoral pare a fi o simplă formalitate sau se reduce la o simplă formalitate, cea de aprobare oficială a deciziilor în cadrul ședințelor organelor competente ale partidelor politice sau blocurilor electorale, în situația în care, de fapt, după cum spuneam, deja foarte mulți și-au înaintat sau și-au propus candidaturile, chiar dacă nu au făcut-o în sensul legal, așa cum prevede legea. În opinia Promulex, desemnarea de facto a candidaților înainte de termenul legal stabilit, precum și promovarea politică cu tentă electorală a acestora înainte de începerea campaniei electorale, poate afecta principiul egalității șanselor concurenților electorali, precum și contribuie într-o anumită măsură la eludarea prevederilor legale privind finanțarea campaniilor electorale. Potrivit codului electoral, indiferent de tipul scrutinului, campania electorală începe la data înregistrării concurentului electoral, dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării. Respectiv, toți concurenții înregistrați vor începe agitația electorală la 6 octombrie 2023. În opinia Promulex, definirea actuală a agitației electorale este una mai largă și mai interpretativă sau interpretabilă decât cea din codul electoral vechi, care prevedea expres că este vorba de acțiuni de pregătire și difuzare a informațiilor ce conțin îndemnul la vot pentru unii sau pentru alți concurenți electorali. Adică ceea ce încercăm să sesizăm este faptul că precedenta noțiune solicita ca în mesajele, de exemplu, care noi astăzi le vedem în spațiu public, să fie, dacă este prezent îndemnul la vot, ar fi deja încălcare. Dacă este o altă formulă expusă și nu se cheamă votează-mă sau votează, atunci nu este neapărat o încălcare, ci este sau poate fi asimilată situațiile majoritate care le vedem astăzi în spațiu public, agitației preelectorale în sensul, dacă vorbim începând cu 6 septembrie, de când vor fi candidații și vor avea dreptul să-și depună dosarele pentru înregistrare, sau va fi pur și simplu o promovare politică în sensul legii partidelor politice. În opinia Promulex, până la prezentarea raportului, activități de promovare cu tentă electorală a potențialilor candidați au fost observate în cazul partidului PAS, în cazul PSRM, în cazul PSDE și în cazul PPDA. Deci, în cazul PAS, fiind vorba despre mai mulți candidați, inclusiv din suburbii, dar și din municipiul Chișinău. Încă o dată accentuez, este vorba de noțiunea consacrată pe care noi o folosim pentru astfel de perioade, de obicei în primul raport de monitorizare, activități de promovare cu tentă electorală. Nu spunem că sunt activități electorale, pentru că noțiunea legală este alta, contextul este altul acum, dar conștientizăm cu toții și cetățenii înțeleg că aceste acțiuni au și o astfel de miză cu tentă electorală, probabil. În privința utilizării abuzive resurselor administrative, noi salutăm faptul că în codul electoral a fost introdusă o definiție mult mai largă, mult mai clară, cuprinzătoare a ceea ce reprezintă resursele administrative. Și, de fapt, codul prevede inclusiv sancțiuni mult mai dure pentru abuzul de resurse administrative. Această definiție a fost promovată intens de Promulex și este conformă cu definiția propusă încă în 2013 de Comisia de la Veneția. În perioada premergătoare, perioada electorală și în perioada electorală,
Promolex a constatat utilizarea abuzivă a resurselor administrative în cazul a două autorități publice din nivelul 2, dar și asumarea de către un partid politic a meritelor pentru activitățile implementate la nivel de administrație publică locală din bani publici. Și, în speță, noi vorbim în raport despre cazul primăriei municipiului Chișinău, care a elaborat niște materiale de informare a cetățenilor privind rezultatele activității autorității publice în ultimii 3 ani de zile. Le-am văzut cu toții aceste materiale în spațiu public. Totuși, vom atrage atenția că, potrivit legii cu privire la publicitate, mesajele de interes public nu pot conține informații privind realizările manageriale și sau obiectivele realizate de entități din sectorul public. Iar sloganul utilizat în această campanie de informare a fost sau este Primăria Municipiului Chișinău, noi facem ca promisiunile să se realizeze. În legătură cu acest slogan, noi totuși trebuie să înțelegem că administrația publică locală activează sau ar trebui să activeze în baza planurilor de activitate, în baza resurselor financiare disponibile și nu în baza promisiunilor. Deci promisiunile sunt niște elemente sau niște activități specifice, caracteristice actorilor politici, actorilor electorali, dacă doriți. De asemenea, am observat că, probabil întâmplător sau nu întâmplător, cine știe, coloristica sau paleta de culori utilizată în aceste materiale realizate de către Primăria Municipiului Chișinău coincide sau pare să coincidă cu paleta de culori pe care o utilizează partidul condus de către domnul primar general al capitalei. Deci, ce a interzis autorității publice să difuzeze materialele menționate. Și desigur că acest lucru a stârnit anumite discuții și dezbateri atât în spațiu public cât și, eu știu, în cadrul Comisiei Electorale Centrale sau dintre Comisia Electorală Centrală și autoritatea publică respectivă, în sens primărie. Un alt caz similar oarecum este al primăriei municipiului Bălți, care la fel a realizat o campanie de informare și a planificat 3 activități care prevedeau inclusiv tipărirea unui buletin informativ. Ediția numărul 2 a acestui buletin a fost utilizat pentru a raporta rezultatele activității actualului primar și a consilierilor din perioada 2021-2023, ceea ce iarăși contravine prevederilor legii cu privire la publicitate. La 24 august, în rezultatul examinării sesizării depuse de Mișcarea Politică Speranța Nădejdea și a calificării materialelor informative distribuite de Primăria Municipiului Bălți ca abuz de resurse administrative, CEC a interzis autorității publice să difuzeze aceste materiale. Și ultimul caz al unui partid politic, este vorba despre PSRM, în această situație a fost observată distribuirea ziarilor de promovare a candidatului la funcție de primar a municipiului Chișinău, domnul Adrian Albu. În conținutul ziarului, PSRM și-a asumat meritele pentru numeroase activități implementate la nivelul Consiliului Municipal Chișinău din banii publici. Spre exemplu, s-a vorbit despre reparația drumurilor, parcurilor, grădiniților, etc. Deci este un caz tipic de utilizare a resurselor administrative, pentru că, spuneam, noțiunea deja nu mai vorbește în sens îngust doar despre resurse materiale sau financiare, ci se vorbește inclusiv despre utilizarea poziției și a imaginii autorității publice. În ceea ce privește finanțarea campaniei electorale, veți găsi și acest capitol tradițional în rapoartele noastre. Am vrea să salutăm, în primul rând, faptul că a fost consolidat rolul Comisiei Electorale Centrale în supraveghere și controlul finanțării campaniilor electorale și activității grupurilor de inițiativă. În acest sens, constatăm că s-a realizat un salt calitativ substanțial, totuși provocările majore pe care le observăm țin de lipsa resurselor umane suficiente pentru a pune în aplicare aceste prevederi legale, precum și riscul de politizare excesivă a acestui subiect în spațiu public, odată cu implementarea riguroasă a cerințelor de transparență financiară a partidelor politice și a concurenților electorali. La acest capitol din raport au fost incluse la această etapă doar câteva repere metodologice privind monitorizarea finanțării grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali. Am vorbit despre cadrul legal specific acestui subiect, condițiile de oferire a spațiului publicitar, respectarea acestor reguli noi în codul electoral. De asemenea, sunt prezentate interdicții de finanțare
dar și modalitatea de raportare financiară, precum și sancțiunile pentru încălcările de ordin financiar. La fel, în raport veți găsi și anumite informații legate de bugetul Comisiei Electorale Centrale pentru alegerile locale generale, care am constatat noi că nu este pe deplin transparent. Mai bine zis, noi n-am putut găsi în spațiu public bugetul Comisiei Electorale Centrale, care a fost aprobat, și să înțelegem din el câți bani efectiv au fost alocați pentru alegeri, dar și modul în care a fost executat acel buget stabilit pentru anul 2023. Și ultimul capitol din raport, sau penultimul de fapt, este dedicat discursului de ură și instigare la discriminare. Aici vom preciza că cadrul legal de reglementare a discursului de ură a fost de asemenea modificat în ultimii ani. În 2022, codul contravențional a fost completat prin adoptarea legii 73, în vigoare din aprilie 2022, astfel încât inclusiv pentru acest scrutin electoral, este interzisă utilizarea discursului de ură și sau instigare la discriminare de către competitorii electorali, inclusiv prin intermediul materialelor electorale. De asemenea, Comisia Electorală Centrală a aprobat regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, care la fel aduc precizări sau aduc completări în acest sens și fac imposibilă utilizarea unor astfel de discursuri. Consiliul Coordonator al Audiovizualului, sau mai bine zis Consiliul Audiovizualului, a aprobat de asemenea o metodologie de monitorizare a cazurilor de discurs de ură în mediul audiovizual. De aceea, având în vedere aceste modificări, aceste îmbunătățiri, atât a cadrului legal, cât și a metodologiilor de monitorizare, suntem în așteptare unor rezultate bune în sensul descreșterii semnificative a cazurilor, a numărului de cazuri de utilizare a discursului de ură în campaniile electorale. Pentru această perioadă a primului raport de monitorizare nu avem cazuri identificate. Monitorizarea începe din septembrie a acestui aspect, dar având în vedere tendințele de utilizare a acestui tip de discurs din anii precedenți, care sunt destul de îngrijorătoare, ținem să reiterăm încă o dată invitația către concurenții electorali, către potențialii concurenți electorali, de a evita utilizarea discursului de ură și a mesajelor discriminatorii în campanie electorală, în perioada electorală. Câteva cuvinte la final despre campania Promulex de informare, educare electorală și mobilizare politică. În mod tradițional, pe lângă observarea legilor, Promulex realizează de fiecare dată și astfel de campanii de informare, care trebuie să contribuie la sporirea nivelului de participare a cetățenilor la alegeri și promovarea unui vot conștient informat. Această campanie va consta din dezbaterii electorale pe care le vom realiza în parteneriat cu mai mulți colegi din media, inclusiv cu colegi din domeniul sau din mediul audiovizual. Vom realiza 2 spoturi video, dar și au fost deja oferite 3 granturi pentru organizații neguvernamentale și organizații de media pentru realizarea activităților de informare și educare electorală a alegătorilor. Acestea sunt constatările noastre din primul raport de monitorizare și la final aș vrea să vin doar cu câteva recomandări pentru a puncta încă o dată anumite aspecte din opinia noastră foarte importante. Venim în acest raport cu o recomandare Curții Constituționale de a se pronunța în baza sesizării 197A/2023 în termeni rezonabili, astfel încât să permită eventuală înregistrarea candidaților în condiții de egalitate. Deja am anunțat, am vorbit despre acest lucru mai devreme, raportul a fost finalizat, definitivat ieri, această noutate bună, zic eu, de dimineață, nu ne-a determinat totuși să modificăm raportul, rămâne această recomandare pentru că urmează să vedem și hotărârea Curții Constituționale în acest sens. De asemenea, Parlamentului Republicii Moldova am recomandat modificarea definiției perioadei electorale de la articolul 1 din Codul Electoral prin înlocuirea textului între ziua adoptării actului cu textul între ziua intrării în vigoare a actului, pentru că ar fi o problemă aici iarăși legată de stabilirea datei alegerilor și durata perioadei electorale. De asemenea, Parlamentul i-a recomandat examinarea oportunității
modificării legislației electorale prin prisma recomandării din avizul Comisiei de la Veneția, astfel încât toate partidele, blocurile și candidații independenți care nu sunt reprezentați în organul care urmează să fie ales sau în organ superior să confirme sprijinul minim în aceleași condiții sau în condiții similare. Deci, Promolex, de asemenea, este adeptul unei soluții similare, în sensul în care de mult timp vorbim despre necesitatea ca, de fapt, fie toate partidele să fie obligate în alegerile locale să colecteze semnături, fie să existe un mecanism prin care, iarăși, în baza criteriului reprezentativității, să fie stabilit clar cine este obligat să colecteze semnături și cine nu este obligat. Pentru că avem o situație în care din acele 60 de partide care spuneam că au dreptul de a participa la alegeri, foarte multe nu au participat anterior la alegeri, nu au aleși locali. Noi nu cunoaștem dacă aceste partide sunt vivace, au activitate. În sensul ăsta, pentru a îmbunătăți dinamica campaniei electorale și pentru a crea condiții egale pentru toți candidații sau potențialii candidați, inclusiv în raport cu candidații independenți, am venit cu astfel de recomandare, care, după cum spuneam, o găsim inclusiv și la Comisia de la Veneția. La fel, Parlamentului am recomandat examinarea posibilității ca în contextul anunțării publice a potențialului candidat înainte de desemnarea oficială a acestuia să fie interzisă promovarea politică nominală a acelui candidat. Adică nu este o problemă în faptul că partidele politice în această perioadă să-și desfășoare activități politice de promovare. Dar atunci când în aceste activități sunt implicați persoanele care au fost anunțați deja că vor fi candidați sau vor fi propuși pentru a fi înregistrați în calitate de candidați, există anumite semne de întrebare, după cum spuneam mai devreme. Comisiei Electorale Centrale, la fel, i-am înaintat câteva recomandări. În primul rând, publicarea pe pagina web a informației privind bugetul aprobat al instituției, inclusiv cheltuielile exacte planificate pentru alegeri, precum și nivelul de executare a acestuia. La fel, am venit cu recomandarea de a publica toate sesizările depuse la CEC în contextul organizării și desfășurării alegerilor locale, atât la secțiunea documente de intrare, cât și în compartimentul dedicat alegerilor locale generale, de pe pagina Comisiei Electorale. Și ultima recomandare către CEC, ca alternativă recomandării adresate Parlamentului cu privire la revizuirea noțiunii de perioadă electorală, recomandăm CEC să respecte legislația și să aprobe actul cu privire la stabilirea datei scrutinului în viitor, cel puțin reieșind din definiția în vigoare a ceea ce în cod se numește perioada electorală. Și ultima recomandare, reiterăm, Agenției Serviciei Publice. Publicarea pe pagina web a instituției în compartimentul distinct a datelor din registrul de stat al populației cu privire la numărul de locuitori ai unității administrative teritoriale, atât pentru nivelurile 1 și 2, care sunt transmise către CEC în vederea stabilirii numărului de mandate de consilieri. Acestea au fost recomandările noastre deja și pe această cale, în încheierea acestei conferințe de presă, aș vrea să spun că noi suntem deschiși pentru a comunica ca misiune cu toți actorii implicați în organizarea, desfășurarea proceselor electorale, atât cu organele electorale de toate nivelele, cât și cu concurenții electorali care vor fi înregistrați, potențialii concurenți și așa mai departe. În acest sens vom veni și cu demersuri în adresa acestora pentru a avea întâlniri și pentru a discuta, prezenta metodologia de monitorizare, dar și a stabili anumite modalități de comunicare și de interacțiune în următoarele 3 luni de zile, astfel încât să ne asigurăm că informațiile colectate de noi sunt cât mai complete, cât mai actuale, obiective, dacă doriți, și în același timp să avem o comunicare bună care să contribuie într-un final la realizarea sau la atingerea acelui obiectiv de a avea alegeri libere și corecte în Republica Moldova. Cred că pentru noi toți acesta ar trebui să fie un obiectiv, indiferent de interesele concurenților electorali sau de angajamentele instituțiilor responsabile de organizare a alegerilor. În acest sens, vom preciza, așa cum este de fapt și în metodologia noastră de monitorizare precizat, Promolex nu este un oponent al concurenților electorali sau al partidelor politice sau al organelor electorale. Deci noi încercăm să avem o comunicare constructivă, deschisă,
și sperăm să avem o colaborare bună cu toți acești actori în următoarea perioadă. Vă mulțumesc mult pentru atenție și dacă sunt întrebări sau precizări la raport, la constatări, recomandările pe care le-am prezentat, vă rog să le adresați. Nu sunt. Ok, vă mulțumesc. Și vă doresc, avut în cadrul acestei conferințe de presă interpretare în limbaj mimico-gestual, vom depune eforturi să asigurăm acest lucru și pe viitor. Asociația Promolex este o organizație inclusivă. Încercăm să respectăm și să creăm condiții pentru ca toți cetățenii să aibă acces la informații cât mai deplin, toate categoriile de alegători să se simtă implicați în acest sens. Inclusiv rapoartele Asociației Promolex vor fi traduse și în limba rusă, dar și în limba engleză, evident, pentru ca să fie accesibile și partenerilor de dezvoltare, misiunilor internaționale de observare a alegerilor și așa mai departe. Vă rog să urmăriți raportul nostru, va fi publicat pe pagina web astăzi, probabil, reușim, cred că, și vă invităm și la următoarele conferințe de presă, care, apropo, vor avea loc în luna octombrie următoarea. Pentru perioada din înregistrarea concurenților electorali, am decis să avem o perioadă mai lungă de timp și vom avea un singur raport, de aceea vă invităm la următoarea conferință, putem anunța de pe acum, 5 octombrie 2023, ora 11, în aceeași sală. Vă mulțumesc încă o dată!